Viteza a luat încă o viață. Comuna Chiriacu este în doliu. Inginerul Silvic Cristian Pantelimon, de 27 de ani, și-a pierdut viața în cumplitul accident petrecut în noaptea de 11 august pe șoseaua dintre Valea Bujorului și Chiriacu. Duminică, o mare de oameni, familia lui Cristian sfâșiată de durere, dar și logodnica ce în scurt timp urma să-i devină soție l-au condus pe Cristi pe ultimul drum. Cristian a lăsat în urmă un tată distrus, două surori ce nu pot accepta drama abătută asupra familiei, la numai 3 ani după ce mama lor de 45 de ani s-a stins în urma unui infarct. În mașina ucigașă se aflau noaptea fatidică 5 persoane. În acest moment, încă 2 persoane se află internate în stare gravă la 2 spitale din București. Șoferul autoturismului Florian Ciobanu, de 21 de ani, din Chiriacu, care a provocat cumplitul accident, va fi cercetat pentru ucidere din culpă și vătămare corporală gravă din culpă.